Hai, salut și bine ați clicuit, să zic așa, pe noul meu video de pe acest canal cu această serie de pe Nintendo.ro. De această dată, după cum auziți, vocea mea mirifică pe fundal. Am zis să încercăm și varianta asta de videoclip. Țin să precizez că emoțiile sunt maxime, sunt acolo la locul lor. Este prima dată când fac așa ceva. Dar să sperăm că trecem peste și o să fie bine. O să mai facem astfel de videouri. Sper că mă aud bine, piesa ușor pe fundal. Dar să trecem la treabă. Am pregătit astăzi câteva antice la jad. Sperăm să urcăm să facem ceva mitic, ceva alchimie. După cum știți, sunt nebunit să dau plus în alchimie, sunt nebunit să fac alchimie, dar nu asta e surpriza. Surpriza este că am strâns câteva coruri, aproximativ 300, și am dorit să vedem ce și cum facem. Poate ieșim și noi astăzi din foame, că suntem flămânzi, toți banii care vedeți în inventar, ăștia sunt, nimic mai mult. Așadar, să trecem la treabă. Astea lăsăm la final, că sunt cu brut către tăiat. Astea la fel. Și să-i dăm drumul. Bă, sincer, mi-ar place să-mi dea mult jad. Bineînțeles și rubin. Din rubin să scoatem cașul. Dar vom vedea. Haide. Până acum, din ce am văzut, jad. Rubin mai puțin. Să lăsăm așa să și vedem. Frumos. Exact cum ne și place. Dar dacă începem așa, hai că e bine. Hai că e bine dacă începem așa. Îi dăm toate până la urma urmei, că nu avem nicio grabă. Hai că au reușit câteva. Da, și dacă vă place, bineînțeles că vă rog și eu din tot sufletul un like, comentariu, accept păreri, indiferent de ele, bune, rele. Părerile rele sunt constructive, deci nu vă abțineți de la nimic. Și safirul. Îi dăm așa pe... Hai că nu e rău. Merge bine treaba. Și Onyx-ul iau. Hai că dacă le umplem pe toate... Stăm aproape aici ca să nu mai... Ne tot mișcăm dintr-o parte în alta. Asta bineînțeles că merge ca de obicei. Hai să vedem, poate nu mai. Ce surpriză! Ce surpriză! Minunatul rubin e plin. A și reușit. Hai să-i dăm, să vedem. Bă, cred că o să dăm și la și andicele, dacă facem, în caz că facem două, o să le dăm și pe alea la plus. Ia să vedem și diamantul ca să nu ne mai întoarcem. Încercați să... Nu băgați în seamă emoțiile și toate astea.
Această piatră nu este sigur. Hai că până acum sunt mulțumit, chiar foarte mulțumit. Ia, uite-l. Bă. Nu intenționăm să facem PvP momentan. De-abia ieri am făcut level 90. Am fost puțin în beta, sunt uimit, uimit de drop. De-abia aștept să farmez, stau toată ziua acum cât îmi permite timpul, sunt în concediu. Ia să vedem mai departe. Încă e bine dacă de-abia acum granatul ăsta. Cred că ultimul. Nu e rău deloc. Nu mai am răbdare, vreau să dau la jadul ăla. Poate facem ceva de echipat. Bineînțeles, eu aș vrea să fac un conclar mitic. Să dăm lastrul la perfect. Hai că strălucitor, domnule. Hai, prieteni, dă-ne acolo jadul, dă-ne jadul. Diamant, rubin. Uf. Am terminat cu astea. Suntem la... Reluăm... ce frumos arată. Să vedem tăiatele. Sigur tăiatele. Hai că ne dă tăiatele. Primul diamant tăiat. Ce a făcut ăsta, mă? Iar e plin. Și nu înțeleg de ce am zis așa de trist. Că iar e plin rubinul. Că toate lucrurile sunt spre bine. Hai. Rubin. Mamă, dacă te tăiatem, dă... Ia uite-l. Gata, să grăbim toată situația aia, să vedem. Începem cu diamantul, ca de obicei. Hai. Dăm și noi un pic asta mai aproape. Cred că mai bine ar fi să facem așa. Oh. Mă mir cum de mă lasă pisic, cum pace am un pisic atât de obraznic. Poate o să vi-l arăt și vouă cât de curând. Hai la rubin să vedem, poate oricum din câte tăiate am văzut că am ca clam. Puh. Cam imposibil să nu facem un antic. A mers foarte bine până acum. Hai și încă unul. N-a fost să fie. Jadu a mers. Hai că merge binișor. Vă zic, chiar sunt începător pe tot ce înseamnă YouTube, tot ce înseamnă editări video, cred că s-a văzut și din videoclipurile anterioare. Dar cert este că îmi place să fac și sper să vă placă și vouă. Într-o săptămână 38 de abonați, eu sunt foarte mulțumit. Foarte, foarte mulțumit. Hai că mai palpitant o să fie când dăm celelalte clase. Așa, granatul. Acesta care l-am pe mine l-am urcat doar pentru crescut. Sunt sătul de V4, nu mai vreau V4. Chiar dacă știu că trebuie să fac 95, să crești și șamanca, nu ai pic de respect acolo, nu te respectă nimeni, tot se bagă peste tine.
foarte greu, ieri am crescut de la, nu știu, 80-90-40% cu o aură de 105 în spatele meu, ușor-ușor. Dar bine că avem 90, deja se schimbă treaba. Ca un sfat, dacă aveți conturi de level 75 și ați hotărât să stați 75, nu e ok. Mai bine urcați în level, că altfel stă treaba la level 90, vă spun din propria experiență. Haideți că nu arată rău. Mă mir că la granat și la Onyx așa puține și mai multe la celelalte. Da, acum e acum. Începem tot cu diamantul, ca de obicei. Bine, foarte bine, excelent chiar, super. Hai că așa ceva n-am mai văzut. Trebuia să zic un tonul video. Ia uite. Hai mă, mai dă unul mă. Bravo. Și la Rubin, e bine. Păi e bine să meargă toate din prima. Dar cum să nu? Lăsăm așa, dar de ce să meargă să facă Bogdan două antici? Cum să meargă? Haide! Bă, ești nebun? Din atâtea să facem. Da? Hai cu Jadu. Hai cu Jadu, că Jadu iese de... îi iese ochi. Oh. Nu e rău. Dăm și la Safir. Nu știu ce să fac. Dacă fac antice, să vând antice sau să dau mai departe. E bine că ne-a mai rămas și pentru tura viitoare, ca să zic așa. Îmi place mult să plusez alchimia, nu s-o cumpăr, deci mereu o să fac coruri. Hai că nici Onyx nu e de lăsat și aici vreau să ne iasă ceva. Hai mă, încă una. N-ai vrut. Acum să vedem cum stă treaba, să vedem dacă facem primul antic de diamant, mai vedem încă unul. Al doilea și al treilea. Hai că nu e rău. De acum am reușit la diamant, mai facem rubine. Am făcut și primul rubin. Hai și al doilea. Cum să facem așa ceva? Incredibil! Super! Dacă ar merge și mai departe... Mamă, ia uite și anticul! Se putea! Încă unul! Și am pretenție să mai iasă unul. Mamă! Bum! Se pare că am avut o zi minunată de plus la alchimie! Hai să fiul dăm rapid așa... Prea rapid chiar. Încă unul? Încă unul, hai, nu fi. Vedem și granatul, un granat. Hai două. Onyxul, un Onyx. Vrem un Onyx. Unul măcar. E bine. Cred că avem să încercăm... Foarte frumos. Cred că o să încercăm la toate, indiferent de ce vom face, încercăm la toate. La diamant a reușit primul. Nu e full, dar e ok. Îl avem de vândut acolo. Acum e acum.
na, ne-a întors un pic, ăsta lăsăm la final. Și ăsta la fel și atât. Perfect. Până acum e bine. E foarte bine chiar. Hai să vedem și cu diamantul, cu jadul. Un jad. Și încă unul. Super. Super. Hai că dacă a reușit astea am dat și la clar. Dar poate mai cumpărăm un jad rapid. Nu mai cumpărăm nimic. Am zis că nu cumpărăm alchimie. Da. Hai să vedem și cu astea și gata. Cred că se aude un pic mai încet muzica. Așa. Hai crocodile, știu că poți. Măcar unul de ele full, din ele full, dacă este full, cred că îl și urcăm. A ieșit primul mitic. Păcat. Ah, na că mi l-a dat înapoi. Da, aia este tura viitoare de acum. O să încercăm, hai să încercăm să cumpărăm un antic de acum, dacă tot în... suntem aici. Vedem, poate reușim să facem ceva. Dar ne-a ieșit un diamant legendar de plus, un diamant antic mai avem. Ia să vedem, da, nici nu trebuia să venim, cred că în oraș. Cel mai bine găsim aici. Dacă tot am anticul ăla, de ce să nu încercăm? Hai că e 4 luni. Ar fi cum culmea să nu găsim acum un decât așa jadan. Ăsta luăm direct, nu mai stăm. Na că nu mai știu pe CCH eram. Dar îi dăm aici rafinare. Hai, nu ne... Bine, e bine, e bine. E bine. O, incredibil. E și full. Acum nu știu ce să facem. Deci probabil o să-l vând pe ăsta și o să cumpărăm altul și o să dăm la plus. Da, deci nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam să fac atâtea. Sunt foarte bucuros. Stau pe gândul, nu știu ce să fac. Mai bine îmi spuneți voi în comentarii. Sunteți de părere că ar trebui să urc jadul ăsta mitic sau să încerc să dau la... să vând celate și să încerc să dau la perfect. Dar cred că o să dau la perfect. Încă puțin și poate facem ceva și noi. Da, și cu aceasta vă mulțumesc foarte mult. Vă zic că urmează un video, așa ca o mică paranteză, urmează un video, vrem să facem posedată plus 9. Acum nu are mai nimic pe ea, dar o să-i băgăm și niște schimbări. O să pregătim un video cum dăm la plus. Și ce să zic, mă duc la farmat. Sunt înnebunit să farmez în beta și de-abia aștept. Eu sunt Crocodil și vă mulțumesc mult pentru vizionare și că ați avut răbdare să stați să vedeți ce am făcut. Sunt foarte surprins de ce mi-a ieșit. Astăzi am mai mare chef de metin, am făcut ceva yang. Eu v-am pupat și să aveți o zi minunată. Și bineînțeles, nu uitați acolo o mică abonare pentru moralul meu și pentru bucuria mea și pentru toate cele. Să vedem câte like-uri strângem și mulțumesc din nou. O zi faină. Pa!